Incident demn de o scenă de film hollywoodian în weekend la Ploiești. Polițiștii au prins un bărbat care în urmă cu câteva zile a lovit pe trecerea de pietoni un copil de 12 ani însoțit de mama lui, după care a părăsit locul accidentului. Oamenii legii l-au căutat două zile la rând, iar sâmbătă seara au dat de urma lui. Nu a oprit la semnul polițiștilor, așa că aceștia au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare. 6 echipaje și 14 gloanțe au fost necesare pentru a-l opri din goana nebună pe fugar. Când a fost prins, a constatat că era băut bine și nu avea nici permis de conducere. Bărbatul nu a oprit la semnalele polițiștilor. Mai mult decât atât, l-a lovit pe unul dintre polițiști cu autoturismul. Celălalt a pornit în urmărirea fugarului și a folosit armamentul din dotare. Urmărirea fugarului a fost auzită de mulți ploieșteni care s-au speriat la auzul zgomotelor puternice. Ca niște pomnitori. Cum arată ce e? Și? Am ieșit afară și m-am văzut mașină, de urmărim pe cineva până în partea noastră, atâta tot. Și se trăgea continuu. Da, dar partea asta, în zona asta, s-a auzit 4 focuri și în partea acolo ce s-a auzit, că e cam departe vreo 2. Deci aici au fost 4 focuri consecutive. Am auzit, doamnă. Ce a fost aici? Eram pe stradă. Și? Păi și am auzit pușcăturile care a tras după el. Câte focuri? Nu știu câte. Multe? A tras multe. Îl urmăreau? Cum? Ce ați văzut? Da, la poliție după el. Îl știți pe cel de la volan? Nu știu. Fugarul a fost oprit după ce au fost sparte cauciucurile cu focuri de armă. Fugarul a fost depistat, iar în urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,64 alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, a rezultat faptul că acesta nu poseda nici permis de conducere. De ce ai condus băut? Și fără permis? Știi că ai dat peste un copil acum 2 zile pe trecere? Dacă va fi găsit vinovat pentru fuga de la locul accidentului, conducere în stare de ebrietate și fără permis, plus ultraj, acesta ar putea face ani buni de închisoare.